Cifre tot mai optimiste de la Ministerul Sănătății. Numărul de infectări zilnice cu SARS-CoV-2 se menține în țară în ultimele zile sub cota de 100. Autoritățile au anunțat pentru astăzi 73 de cazuri. Pe zi ce trece, scade și cifra pacienților aflați în spitale. 715 oameni sunt acum internați, dintre care 104 se află în stare gravă, iar 14 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Cu regret, 4 persoane au fost astăzi răpuse de noul coronavirus. Datorită campaniei de vaccinare, săptămâna trecută cazurile noi de îmbolnăvire cu noul coronavirus s-au redus cu 24% comparativ cu săptămâna precedentă. Până în prezent, în țară au fost imunizate peste 306.000 de cetățeni, dintre care mai bine de 40.000 au trecut și de apel. Astfel, acoperirea vaccinală este în prezent de peste 7% din populație. De asemenea, se atestă o reducere considerabilă și a infectărilor în rândul personalului medical. Pe 24 mai, doar un asistent medical a fost confirmat cu SARS-CoV-2, pe când în lunile de iarnă, cifra îmbolnăvirilor în sistemul de sănătate era de peste 20 de cazuri zilnic. Autoritățile intenționează să organizeze mai multe campanii mari de vaccinare. Un nou maraton la care vor putea veni toți doritorii fără programare prealabilă va fi lansat vineri 27 mai la Palatul Republicii din Capitală. Programul de lucru se va iniția vineri la orele 9:00, va activa pe parcursul la 3 zile de la 9 dimineața până la 22 seara. Vor fi disponibile vaccinurile care sunt disponibile la moment. Astfel, îndemnăm să fie prezența cât mai mare la acest maraton. Potrivit datelor oficiale, din numărul total de doze recepționate de țara noastră, peste 35% au fost deja administrate. La etapa actuală, toate centrele de vaccinare din țară dispun de doze suficiente de ser, așa că toată populația este așteptată la imunizare. Populația eligibilă pentru vaccinare este cea de la 18 ani în sus și doar pentru vaccinul Pfizer-BioNTech de la 16 ani în sus. Trebuie să mergem la vaccinare masiv. Acum sunt vaccinuri disponibile în toate centrele de vaccinare, atât din mediul urban cât și cel rural. Și pun accentul că și în nivelul rural sau în sate sunt vaccinuri. Apelați la medicul de familie sau programați-vă online pe vaccinare.gov.md și vă înregistrați pentru vaccinare. Până în prezent, din donații și achiziții proprii, Republica Moldova a recepționat peste 880.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. La etapa actuală, disponibile sunt vaccinurile AstraZeneca, Sinopharm, CoronaVac și Pfizer. Toate sunt sigure și eficiente împotriva formelor grave și letale ale infecției. Între timp, acoperirea vaccinală în întreaga lume este de aproape 11%. Astfel, în cele 176 de țări au fost administrate peste 1 miliard 65 de milioane de doze de vaccin. Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Israel și Chile se numără printre țări cu cei mai mulți cetățeni vaccinați împotriva virusului pandemic.